în familia Lis, Oana, soția fostului primar al capitalei, își caută loc de muncă. Ba chiar a și făcut practică, dacă putem să-i spunem așa, sau probe, la un posibil job. Însă șoriciul proaspăt, mirosul de pâine caldă și smântâna au făcut-o să-și piardă concentrarea și își să intre într-o pauză de masă ceva mai repede decât s-ar fi așteptat șefiei. Are you ready? Luam pâine turcească, făceam hainisuri, să pun niște smântână aici, nu am cu smântână așa, nu am și o șervetină, e bine că lungește fusta. Tai porcul cum vreau eu. Ehe, dar și porcul și șoriciul sunt pe bani, așa că Oana Lis a luat taurul de coarne. Vă întrebați cum a ajuns soția fostului primar al capitalei, Viorel Lis, să mănânce ascunse într-un depozit? Ei bine, explicația e pe cât se poate de simplă. Sătul să-și vadă hainele și alte bunuri scoase la vânzare pentru ca soția să aibă banii de socializare prin cafenele de fițe, Viorel, fost primar al Bucureștilor, și-a rugat consoarta mai tânără, nu se știe a câta oară, să-și găsească un loc de muncă. Iar după căutări interminabile, Oana Lis a găsit înțelegere la un supermarket. Pentru că nu am experiență, unde să mă angajez? Și a vorbit cu un prieten care are un supermarket și a zis să vedem dacă pot să mă descurc la casă. Și acum mi s-a făcut și foame, că m-am grăbit astăzi. Sincer, am venit direct de la niște prieteni, n-am mai avut timp să prea dorm. Și uite ce brânză mișto, mamă, niște șorici. Așa m-am gândit cura mea. Deci dimineața mănânc foarte, foarte consistent, chiar și gras, uite, aș mânca șorici acum. Și după aia nu mai mănânc, nu mai mănânc seara, nu mai mănânc la prânz, mănânc dimineața ca un rege. O să vedeți că cura mea, cum am gândit-o eu și pe o prietenă, și o să scriu jurnalul în fiecare zi ce mănânc, o să vedeți că funcționează. Păi și dacă lucrăm aici, noi avem reducere să ne facem un sandwich? Avem voie pauză să mâncăm un sandwich? Da? A, e bine. Ce țelină mare? Țelina e mai mică. Ce frumos miroase. Usturoi, mere. Dacă bag un bărângean, te vede cineva. Dar să o vedem pe Oana în acțiune la casa de marcat. Bună ziua! Aveți puțină răbdare cu mine? Da. Să vă servesc eu? Ce fac cu pâinea? Pâine, uitați de aici. Pâinea. Așa de două ori. Stai și mă gata. De două ori. Da. Așa. Și acum? Și acum ai spune. Le punem în partea asta. Atâta două pâini? Da. Un leu 60. Aolo, mă lasă unul la casă, ai curaj? Puneți aici. Așa? Și cât îi dau rest? 40 de lei, 40 de bani. Fără număr. Hai că am învățat. Asta? Pâinea, uitați aici. Așa. Puteți să o puneți acolo. Cred că nu știam cât costă o pâine. Așa. Și le avem aici. Mă, e prea repede, că nu pot așa repede. Așa. Haide, așa. Și apăsați aici pe portocale. Da. Și spuneți, domnule, cât costă? 12 lei și 16 bani. 12 lei și 16 bani. Oh. Gardul. Eu nu las pe nimeni să pună mâna pe cardul meu. Nici la magazin. N-am. Prima chitanță e a noastră. Păi cum, că nu puteți să mă prindeți, că am 95 de chitanță. Eu am 105. Nu puteți să mă bateți. Nu, nu-i vezi. Costă bună. Oulă, pâinea. V-ați dat seama că mi-e foame. Bună ziua, poftiți! Nu mai găsesc ce trebuie. Nu mai aveți bani? Ei, lasă, din partea mea, ia-o-s. Arată așa, fratele meu, așa îmi place și mie. Așa, eu cum fac acum? Așa, am uitat deja. Asta? Unde așa? Așa. Acum? 4,50 lei. 4,50 lei. Închidere bun. Stați să vă dau restul. Mi lăsați mie? Hai, așa, ai mei. Cum, unde îi bag în casă? Aici. Și restul? Și restul. Păi să-i pun mie pe Oana Lis, da? Bună ziua. Merele le cântărim. Hai că am învățat. Trebuie să vă ia aparat de la asta, cântărească clienții. Cântărare, cântărire. Așa. Și aici la banane. Banane? Aș mânca și o banană. 10 lei și 7,6 de bani. Nu, 7, 1 leu. Și vă dau imediat restul. Au, stai. Pentru noastră, da, să știți că am nevoie. Da. E pentru mine, da? Ca să cotizez aici. În mod special. Am înțeles. Dar ați greșit buzunarul, vreau mai mult. Mi-e foame, pot să-mi iau pauză.
că nu mai pot, am obosit, ea mai făcut. Bă, mi s-a făcut foame, nu știu ce să mănânc și eu. Care e mai bună, tobă țărănească sau de curcan? Dați-mi de curcan, așa, două felii. La noi, la țară, la tobă îi zice mat. A, o luci rahat aș mânca. Rahatul în grașă, ia să caut pe net, ia să se vede. O, așa, mai dați-mi niște smântână, dar nu multă. Pune mâna și te îngrașe, fata mea. Dați-mi și două de alea de rahat. Mi-a făcut omul la poftă de șorici. Mi-a o poftă de nebunesc. Dar alege unul care e mai moale așa, nu cu sânge, că nu mai s-a spălat acum. Dați-mi întreagă, nu, dați-mi întreagă, că mi-e poftă rău. Vreau și o prăjitură de acolo, că mi-a scăzut glicemia, simt eu. Mă bag la treabă așa de dimineață, mi s-a făcut rău. Ecler cu frișă. E proaspăt? Mamă, da, vreau. O să vedeți, dragile mele, ce funcționează cu asta. Îi dai organ. O să-i casu cu găie, cu lemon. Eu nu cred vârșeala asta cu pâinea neagră, că nu îngrașă. Eu mănânc pâinea albă, care e foarte bună. Pe asta așa am crescut și asta. Ia uite ce moale, ai văzut că toată lumea a cumpărat asta? Pâine clasică, bani, da? Dar nu de bani. Mi-am luat și o pâine de-asta cu secară, îmi stă încât, frate, nu pot să mănânc. Am venit în depozit să mănânc și eu liniștită. Bine ați venit la masă, uitați fetele mele cum se mănâncă. Păi eu m-am săturat, sincer, de zona aia de Herăstrău. Toată lumea știe unde merg toate pițipoancele și eu știu că ele acasă mănâncă ce mănânc eu acum. Știu eu cum sunt ele, ele acolo mănâncă când le invită cineva și acasă tot ce mănânc eu acum mănâncă. Și bineînțeles că asta e cea mai bună mâncare, sincer. Nu mai stați, frate, cu mănâncă, sunt sărăcii de astea, să vezi, mănâncă, am văzut eu, le văd pe stație sau pe mall cu punga de pufuleți. Păi fratele meu, nu mai mănânc pufuleți de când eram în liceu și după aia le vezi cu geantă scumpă. La cura mea, dulcele se mănâncă înainte. O prăjitură la cu 150 de lei. Mamă, ce bun e. Trebuia să fac și o poză pe Instagram să pun food. Am văzut că ăsta e hashtag food, știi? Uite-mă, fetele mele. Oh, mamă. Când băgați seara și vă dați mari, doamne, aolo, nu mai suport ile astea, pe bune. Eu ce în gură și în căpușă, sincer. Pot să mănânc și aici, pot să mănânc și oriunde. Hai să nu vină șeful. Și bă, nu m-am nimerit bine aici lângă tot atat alcool. Cred că a greșit că mi-a dat șeful cheie de la depozit. Am văzut eu în Țările Arabe, mi-a zis Viorel, de fapt, că n-am fost acolo. Dulcele se mănâncă înainte. Și vreau să-mi fac și eu videoblog. Am văzut că acum vreau să fiu influencer. Noua modă. Am văzut de-astea fete de 25 de ani care sunt influencer, păi ele ce-au făcut în viața lor? Și adică fetele astea gen hashtag my Dubai, nu pot să fac ce fac ele, dar ele pot să facă ce fac eu. În ziua de astăzi trebuie să te dai cât mai șmecher, cât mai nu știu cum, dar trebuie să și fii. Dacă acum merge șoricul ăla. Așa. Hai să desfac toate astea, mă, frate. Păi fetele mele, ați uitat când mergeam la mamaie la țară și mâncam șorici? Doamne, doamne, păi eu nu sunt ca să săraci ăștia care mănâncă șorici doar când tai porcul. Tai porcul cum vreau eu. Și o sticlă de suc. O, lămâie. Ah, cum fac ele, fetele. Mamă, când le văd, mamă, iacturi, vacanțe, nu știu ce. Păi eu când mergeam la Saint-Tropez și la Monaco, nu știam de ce e aia. Stai că... că mi-e sete. Lasă-mă puțin să-mi faci un Insta story. Așa. Mamă, pe asta-i noua șmecherie, măi, să... bogăție, să ai ce mânca, nu să-ți gheorțe masele. Când le văd unele, mamă, când slabă, dar ele, că e slabă, dar ea are stomacul lipit de foame. Mamă, mi-aduc aminte de sandwich-ul aia când luam pâine turcească și făceam sandwich-uri. Mă pun niște smântână aici. Băi, asta e noua jmecherie, să nu mor de foame. După cum calculez, maxim 400 de calorii, maxim. Nu am acum de mântâna asta. Ah, nu. N-am și o șervetele. Ah, e bine că lungește fusta. În 2018, când au scăzut salariile, când n-au crescut pensiile așa cum ne-au mințit ăștia, că tot am așteptat. Asta e șmecheria, să nu mor de foame. Să le zic să nu mor de foame, dar nici să-mi c***o bani. Mamă, cât bun e. După aia mai încolo o să încep să mănânc
chestii mult, mult mai sănătoase, ce mănânci niște broccoli și niște mere. Dimineața trebuie să mănânci ca o regină. Ambițioasă de fel, după ce și-a încărcat bateriile, nevasta lui Viorel Lis și-a încercat norocul încă o dată, în aceeași zi. Chiar dacă s-a descurcat la caserie, Oana a avut și o a doua opțiune, și anume vânzătoare într-un magazin de pește. Bună ziua! Vă ajut să vindeți pește? Mă ajutați? Da, că mi-am făcut și o strategie de marketing ca să meargă vânzarea. M-am gândit să facem atmosferă. Ce e pe aici? Ia prezintăm. Ce pești sunt ăștia, că nu-i cunosc. Crab. Somon. Crab românesc? Da. Ia stai să vezi că să mă instale și aici. Ah, ia uite, am venit clienți. Aveți un short aici? Ia ajută-mă, somonă. Păi mi-e frig, nu pot. Stai mă că mă strânge de gât. Mi-e frig aici la pești. Mie de la frig mi-e rău. Intru în crize, da, fac niște crize de atacuri, de panică. Îmi dați voie să fac eu atmosfera aici să vină clienții? Ia stai că am eu. Și asta? Vă arăt eu acum. Ia. În primul rând mă simt eu bine, că mie îmi place așa, ia uite. Acum altfel merge să vinzi pește. Dar să vezi că o să vină clienții. Care e cel mai vândut pește? Eu somon mănânc de obicei. Crapul? Buzunarul meu vorbește, orice lipă îți dorește. Ce, n-avem voie să dăm drumul la muzică aici în piață? Nu mă provoca! Să audă toți dușmanii că eu stau bine cu banii. Să vezi ce vânzare fac eu diseară. De care vreți? Așa, din ăsta. Asta place și mie și cu salată de aia de cartofi și cu dar ceapă, nu? Mult, un pic. V-a atras muzica, nu? A fost ideea bună? Cum vă pricepeți așa până că nu suntem... Da, am înțeles. Nu știți, banco ăla, că eu nu am pește, că peștele mă bate. Un kil 200. Doar 70 de lei. Hai, domne, la pește, hai că vinem pește. Îmi place că mă și distrez. Uite, mă, te strici și eu cafetele de oraș, am și eu clienți. Hai, domne, la pește, că nu mai se termină tot peștele. Hai, de că am nevoie de bani. Pește proaspăt! Ce e asta? E greșit buzunarul, băiatul meu. Păi cum? Asta face 50 de lei. Nu. Buzunarul de la spate.